Irina plânge, probabil vrea să accentueze dorința ei de a reveni Bogdan în casă. Am văzut-o mai devreme că vorbea cu Roberto. Ușile s-au închis, ea a început să plângă. Acum, dacă vorbim despre realitate și despre ceea ce simțim cu adevărat, eu sincer nu simt să trăiesc o poveste Irina Bogdan în casa Mireasa. Am trăit deja un început de relație, apoi am trăit o poveste Irina Alex. Nu a funcționat cumva, probabil, așa cum spunea și mama Andrei, sunt alte fete care ar merita să fie în casa Mireasa, fete care își doresc cu adevărat o căsnicie, o familie, și atunci cumva ții locul altor persoane. Vom vedea ce va fi mâine, este gala. Țineți minte că mâine se vor întâmpla foarte multe lucruri. Sunt tare curioasă să vedem ce fel de nominalizări vor fi. Eu știu că de fete. Vom vedea ce va fi. Să fiți cu ochii pe ei.